Bun găsit, dragii mei! Horoscopul general pentru data de 2 ianuarie 2023. Începem acest horoscop printr-o afirmație magică. Aceasta sună în felul următor. Afirmație pe care o puteți nota și o puteți repeta ori de câte ori simțiți. Îmi investesc energia în ceea ce contribuie la creșterea și dezvoltarea mea. Aceasta este afirmația magică. O puteți folosi în tot acest an să vă ajute să creșteți și să evoluați. Nu uitați să apăsați like, share, subscribe, să vă abonați la canalul meu de YouTube și vă aștept cu mare drag și pe Instagram și pe Facebook, pe TikTok, dar și la TV, la canal D, la știrile canal D, lunea, dar și la Flash Mondain vinerea. Începem horoscopul cu berbecul ascendent în berbec. Astăzi berbecii sunt pe grabă. Reușesc să rezolve anumite situații, dar omit poate lucruri importante. Graba strică treaba. Rezervați-vă mai mult timp pentru ceea ce contează pentru voi. Este o zi în care apar și anumite oportunități. Taur. Aveți de revizuit planuri referitoare la o vacanță sau poate la un interviu. Vreți să vă depuneți CV-ul sau poate chiar să aveți o discuție despre un nou post, o nouă posibilitate, oportunitate pe care ați țintit-o de mult. Sunt discuții și despre cursuri sau anumite terapii pe care doriți să le realizați. Gemeni. În această zi vă simțiți obosiți și chiar un pic singuri. Poate că aveți nevoie de puțină solitudine, să vă puneți planurile în ordine și, de ce nu, să vă organizați pentru următoarea perioadă. Aveți nevoie de planuri cât mai clare. Sunteți empatici și deschiși să ajutați. Rac. Racii reușesc astăzi să se adapteze tuturor situațiilor prin care or să treacă. Este important să știți exact ce vreți să realizați. Chiar dacă aveți flexibilitate și adaptabilitate, este important să știți unde ați plecat și de ce și de care este scopul lucrurilor. Leu. Leii sunt super organizați astăzi și reușesc să rezolve foarte multe situații. Dați diverse telefoane, trimiteți e-mail-uri, primiți anumite răspunsuri, aveți o forță și o putere extraordinară. Nimic nu vă poate ține pe loc astăzi. Este o zi foarte interesantă. Fecioară. Fecioara reușește să fie deschisă în fața unor oportunități la care a visat. În dragoste, sunteți ingenioși și entuziasmați. Ingenioși pentru că rezolvați, ingenioase pentru că ingenioși și ingenioase pentru că rezolvați anumite situații, iar entuziasmul este legat de anumite lucruri pe care să le faceți împreună cu familia. Balanță. Balanța reușește să aducă pace și armonie, echilibru în familie. Este o energie bună, pozitivă, în privința familiei. De asemenea, sunt anumite discuții, în special legate de o călătorie sau bani la comun, cheltuieli pe care le aveți la comun cu partenerii. Scorpion. Nativii Scorpion au parte de răsturnări de situație la locul de muncă. Aveți nevoie să fiți un pic atenți cu anumite ședințe sau în anumite ședințe, să fiți atenți și la presupunerile pe care le faceți, deoarece vă puteți înșela destul de mult și să nu fiți puși într-o poziție foarte bună. Săgetător. Nu este momentul să faceți cheltuieli care nu și-au rostul. Încercați să vă concentrați asupra lucrurilor pe care le puteți face mai bine. Este important să aveți mai multă răbdare
Și de ce nu să priviți orice situație aveți din mai multe unghiuri. De asemenea, astăzi aveți și ceva discuții care vă pun pe gânduri cu familia, cu rudele. Aceste discuții nu sunt neapărat negative, dar vă pun semne de întrebare și vă pun pe gânduri. Capricorn. Mercur este retrograd în semnul vostru, ceea ce ar putea să vă aducă ceva bătăi de cap. Dar dacă le veți privi dintr-un mod pozitiv și anume ca o șansă de îmbunătățire a unor situații, veți găsi niște lucruri foarte bune în absolut tot ce vi se întâmplă. Această energie vă ajută să evoluați și vă ajută cumva să vă schimbați imaginea sau părerea despre imaginea de ansamblu. Vărsător. Nativii vărsători sunt deschiși să savureze o nouă posibilitate, o nouă oportunitate. Voința vă este alături și pentru că aveți voință, reușiți să schimbați foarte multe lucruri. Poate că vă e teamă să fiți puși în anumite situații, dar nu uitați că de ce vă este frică de acel lucru, nu veți scăpa. Așadar, eliberați temerile. Pești. Peștii au anumite momente prin care vor simți să scoată la suprafață anumite lucruri. Chiar dacă veți fi vulnerabil, veți simți să spuneți lucruri pe nume și să aveți așa niște discuții interesante cu cei dragi, ca de început de an, să puneți niște lucruri pe tapet, să le puneți pe masă, să le discutați, deoarece simțiți că nu mai vreți să mai faceți compromisuri și este important să nu mai faceți în viață compromisuri. Dragii mei, să aveți o zi magică, cu stele norocoase, iar 2023 să fie fix așa cum vi-l doriți. Vă îmbrățișez!